Eu, bună ziua, astăzi, cu Ana DJ, adică viitor președinte, Viorica Dăncilă pentru covriș pe viața la un leu. O revenit cu un videoclip nou pe acest canal, Shiny Tiny. Și astăzi mergem să agățăm iaia. Ok, deci mai întâi să ne îmbrăcăm mai sexy, nu? Deci nu se poate așa. Deci am tocurile astea Shiny Tiny, nu știu, dacă ne tragem o fustă, aia a fost. Ia, stai așa. Ia, iote. Iote ce-am găsit aici. Iote, mulat, iote, din piele, haide. Eu. Mi-au și ștrinfii. Nu, că nu se poate. Ăștia fac totul. Și așa un păr lung. Eu, te haide. Eu, ce frumos e asta. Nu, da, haide să merim. Să agățăm ceva, că eu m-am săturat de bărbatul meu. Acasă n-ați văzut și faci. Ce porchie, nu? Doamne, ferească în sfânt, îmi pare rău. Vai, deci, scap de el și ne iau altul mult mai bun. Ia să vedem. Un club mai de fiți, mai de bogați, cum e. Madame DJ, nu? Păi, nu. Ia. Noi, iote, și-am ajuns, nu, uite, aici, iote, avem și mese, avem și ditătii, eu, avem și băutură, nu, dar haide să dansăm aici, să dăm din cur, așa, să ne vadă toți, că suntem cele mai frumoase fete, adică, eu, că, celelalte, bleh, eu, ia stai, ia, eu, iote, nu, doamne, să nu zici tu că nu-s bună de luat, să mai ia cineva de soție, să fac sarmale, să spălă rufei, nu, iote, să mai spune cineva că nu-s bună de luat, nu, doamne, feri, ah, doamne. Nu, și-am văzut că a ieșit Iohannis pe primul loc. Da, nu mă îngrijorez, că știu că voi mă votați, că vreți covriș pe viață la un leu. Nu, dar știu că mă iubiți. Nu, dar vă pup dulce și vă mulțumesc. Nu, dar din greșeală, nu știu ce am făcut cu ăsta, că, da, nu știu, cu tehnologia. Și au apărut caprele astea două, eu. Mi-au luat locul. Eu, și-a venit ăsta. Nu, dar, deci, vă rog frumos, nu mă comparați pe mine. Eu ce dulceață ăs. Și cu asta, ui, doamne, ferească, sfântul, asta nu cred că știe să facă sarmali și... Nu, a, asta și cealaltă eu. Mi-a luat locul, vor să-mi ia locul, dar nu reușește, nu. Eu și asta, doamne ferii, nu. Nu, dar zbogată, 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 iote, doa. Mă mai și întreabă câți bani are, de parcă n-a ști că J, cu coana de J, n-are foarte mulți bani. Eu, doar e Veorica. Nu, o să răspund că nu. Nu, lasă, ignorăm, iute. Vai, doamne, dar eu nu m-am gândit la ceva. Am uitat că bărbatul meu ăla prost e acasă și vai, dacă ajung acasă și mă vede așa îmbrăcată toată, la piele de-asta mulată, sexy, cu botini, cu ștrinfi în pișoare, cu părul lung, vai, îmi rupi capul și mai dă și doi covrigi în față. Vai, eu ce fac? Da, doamne. Nu, dar stai să beau ceva înainte, că nu se poate. Dar să beau ceva, pică, să dau ceva pe gât, iute. Dar nu-i nimeni aici, luați, că mă serve singură, boss. Ia și cu engleza, eu. Eu ce bar, eu. Bine, gata, hai. Doamne, deci, plec că... No, cum am zis, eu am fan și din alte țări, eu. Deci, dacă a venit așa ceva să-mi scrie, înseamnă că este un fan de-al meu și e clar. Deci, eu v-am zis că cu Coana DJ, adică Veorica, eu, are foarte mulți fani, dar unii nu mă cred. Nu, eu. Și din alte țări, sau ce-o fi... Ce nație o fi asta? Da, hai să plecăm mai repede, că vor pe bărbatul meu cap. Doamne, fer, trebuie să mă duc după un tomberon să mă schimb. Nu, dar revin după ce mă schimb. Sper să nu mai iau, că nu mai apare videoclipul cu J. Doamne, deci revin. Nu, dar nu știți ce mi s-a întâmplat, că m-au găsit eu pe bărbatul meu pe stradă. Și m-au găsit așa îmbrăcată cum eram eu sexy. Și... Doamne, deci uitați ce mi-a făcut. Mi-a dat toate hainele jos, mă și tot scor și m-a bătut de mama focului. Știam eu că nu e o idee bună să fiu. Dar lasă că pentru voi, fanii ei, fac orice și o să încerc să mai postez, dar o să văd când. Uitați ce mi-a făcut, măi, m-a lăsat pe frigul ăsta. Cum, pe mine? De asta am vrut să-mi caut alt bărbat. Ai, de capul meu, nu. Doamne, deci chiar așa halul ăsta să facă. Eu v-am zis că-i psihopat. Nu, dar lasă. Viorica dă și lui puternică și trece peste toate și o să-și recupereze hainele și părul. Ia o perucă eventual, dar uitați, v-am zis eu că poate rupi capul. Mi-a dat trei covri din față, nu doi. Bine, deci sper că v-a plăcut, nu, bine. Ciao!